există atâta mângâiere în această cercetare a Duhului. Este mai mult decât o terapie, mai mult decât o vindecare. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție eliberarea de tensiunile vieții, de frică, de suferință, sub condiția să ne încredem în El și să ne abandonăm în brațele Lui. Dar dacă ne vom uita la suferință în loc să ne uităm la El, ea va fi la fel de mare și vom pleca cu ea acasă după cum am venit cu ea. Vă încurajăm să vă folosiți credința și să vă încredeți în puterea lui Dumnezeu care face minuni. Bucurați-vă de prezența Domnului și de minunile Domnului. Acesta este harul nostru. Prin credință activăm această potențialitate a harului, a prezenței, a milei Domnului. Ea nu se face independent de voința noastră, nu. Noi trebuie să ne facem partea, pentru că noi îl onorăm pe Dumnezeu prin faptul că ne încredem în El. Oamenii lui Dumnezeu, vom citi din Scriptură 2 Corinteni, capitolul 8. O să citim primele 8 versete. 2 Corinteni, capitolul 8. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, adică în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, am citit acest pasaj din Scriptură ca să avem o privire holistică asupra teologiei, asupra învățăturilor Bibliei și să nu accentuăm pe una prea mult și pe alta prea puțin. Mai mult, nu-i mult de când ne-am întors din România o mare mulțime dintre noi și cei care nu ați fost, ați fost cu inima, cu sufletul, cu generozitatea dumneavoastră, cu postul, cu rugăciunea. Și ceea ce s-a întâmplat este o identificare cu ceea ce am citit. Priviți, vă rog, aici cum biserica din Macedonia este apreciată, că s-a implicat mai mult decât au avut posibilitatea să se implice, pentru că mai întâi s-au dat pe ei și atunci când un om se dă pe sine pentru o cauză, ceea ce face este aproape cu imposibilul. Când avem rezerve, când vrem să dăm doar din ce avem, dar nu și pe noi, atunci suntem extrem, extrem de selectivi. Din experiența mea și a grupului, credem că anul acesta a fost un an binecuvântat din punctul ăsta de vedere. Dărnicia dumneavoastră a fost peste măsură de mare și nu doar dărnicia. Interesul pe care l-ați avut pentru lucrarea aceasta, implicarea dumneavoastră, inima dumneavoastră, lucrurile astea au însemnat mai mult decât banii pe care i-am adunat. Mulțumim lui Dumnezeu că a pus lucrul ăsta pe inima noastră.
Dumnezeu l-a pus pe inima noastră. Aș vrea în seara aceasta să încep spunându-vă o întâmplare pe care am citit-o. Un misionar a stat de vorbă cu un bărbat care se convertise de ceva timp și l-a întrebat: Pablo, dacă ai avea 100 de oi, ai vrea să dai 50 dintre ele Domnului și tu să rămâi cu 50? Și Pablo a răspuns: bineînțeles, dau 50 de oi Domnului. Misionarul a continuat și a spus: Pablo, dacă ai avea 50 de vaci, ai fi dispus să donezi pentru Domnul 25 dintre ele? Bineînțeles, voi dona 25 dintre ele. Și misionarul i-a mai pus o întrebare: Pablo, dacă ai avea 2 porci, ai da unul dintre ei? Pablo s-a iritat și a spus: misionarule, nu-i corect, tu știi că eu am 2 porci. Asemenea lui Pablo suntem și noi, când este vorba de teorie, ne este mult mai ușor să ne angajăm la nivelul minții, deși suntem sinceri când facem asta, decât atunci când în mod concret trebuie să facem asta, dar nu doar cu privire la bani, ci cu privire la orice lucru care ne ostenește. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că biserica aceasta este apreciată de Sfântul Apostol Pavel. Oamenii aceștia se bucură de jertfa credinței lor și a rămas pe paginile Bibliei și de 2000 de ani se vorbește despre ce au făcut ei. Atunci când vorbim despre partea Domnului, despre dărnicie, despre facere de bine, despre donație, despre implicare financiară, trebuie să spunem câteva lucruri care ne ajută să înțelegem de la modul general până la concret acest fenomen din viața noastră. Prin naștere, constituțional, adică, unii dintre noi suntem mai înclinați înspre binefacere decât alții. E punctul meu de vedere ceea ce afirm. Femeile sunt mai înclinate înspre caritate decât bărbații. Sigur că sunt și excepții, dar excepția întărește regula, nu o desfințează. Trebuie să spunem că partea Domnului, indiferent ce numim partea Domnului, este proprietatea lui Dumnezeu. Când noi dăm un lucru lui Dumnezeu sau un numele lui Dumnezeu, lucrul acela devine al lui Dumnezeu, chiar dacă el se duce la o persoană, la o familie, la o biserică. Când noi închinăm ceva lui Dumnezeu, lucrul acela nu mai este al nostru, ci pur și simplu noi îl trecem pe numele lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre bunuri, cineva spunea că bunurile sunt de 3 feluri. Primul fel se referă la bunurile de drept personal. Asta înseamnă tot ce este personal. Hainele sunt personale, telefonul este personal, pantofii sunt personali, mașina este personală. Acestea sunt bunuri cu caracter personal. Acestea nu le împărțim cu nimeni altcineva. Dar sunt și bunuri de drept comunitar. De pildă, biserica aceasta nu e nici a mea, nu e nici a ta, este a noastră. Sigur, e casa lui Dumnezeu, dar noi ca oameni, fiecare dintre noi spunem, este biserica noastră. Nu e ca și costumul biserica mea, este biserica noastră. Și eu fac parte dintre proprietari, dar asupra costumului sunt singurul proprietar. Asupra bisericii sunt unul dintre 1000 de proprietari. Dar nu numai biserica, putem să vorbim de foarte multe lucruri. Ploaia, spre exemplu, sau orice fenomen al naturii. Toate lucrurile pe care le împărțim cu toții, avem parte de ele, dar nu au un caracter personal. Nu e un drept al nostru asupra unui lucru, ci este un drept comunitar, având și noi partea noastră din treaba asta. Însă, al treilea lucru nu mai e un drept personal comunitar, ci este un drept divin. Și Dumnezeu are drepturi. În primul rând, tot ce există e al lui Dumnezeu. Banii pe care eu îi câștig, dumneata îi câștigi,
Lucrurile pe care eu le am, dumneata le ai, toate vin de la Dumnezeu. Absolut toate. Tot ce avem noi, avem din partea lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ne-am pune în minte lucrul acesta, ne-am vedea doar niște administratori, nu niște stăpâni. Nimic din lumea asta nu este al nostru în mod autentic. Pentru că toate ne-au fost date cu ajutorul lui Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor noastre sau pentru bucuria noastră. Vă aduc aminte de ce spune Cartea Levitic în capitolul 27, versetul 30. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele câmpului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Când noi închinăm un lucru Domnului, el trece în mod legal de pe numele nostru, pe numele lui Dumnezeu, din proprietatea noastră în proprietatea lui Dumnezeu. Când Ana l-a închinat pe Samuel, nu l-a mai avut niciodată înapoi. Ea mergea din când în când și îi ducea o haină cu o mărime două mai mari, pentru că mergea o dată pe an. Ea nu l-a mai avut niciodată pe copilul ăsta. Dumneavoastră știți cât a plâns ea pentru copilul ăsta ca să-l aibă. Și când l-a avut, l-a închinat Domnului. Dragostea ei, visul ei. Și Dumnezeu a apreciat că nu i-a oferit ceva, i-a oferit totul. De aceea văduva care a dat doi bănuți este elogiată în Scriptură. Nu că doi bănuți sunt valoroși, dar pentru că ea a dat totul, atât a avut, n-a mai oprit nimic pentru ea. Închinarea este de multe feluri. Uneori ne facem prea multe socoteli și tragem jar pe turta noastră luând de la turta lui Dumnezeu. Dumnezeu nu depinde de banii noștri, nici de implicarea noastră. Orice lucrare se face cu mine sau fără mine. Dacă la noapte eu o să plec, să știți că biserica aceasta nu va pleca, ea va rămâne aici. La amvonul acesta veți numi un alt bărbat care să fie păstorul senior și dacă și acela va pleca la vremea lui, vom numi altul și vom avea alt dirijor și vom avea alți ușieri și vom avea alți cântăreți, după cum au fost de-a lungul istoriei. Noi suntem în trecere pe aici, dar lucrurile închinate lui Dumnezeu nu mai sunt ale noastre. Avem această obsesie să fim proprietari, să fie al nostru. Ne simțim satisfăcuți atunci când lăsăm și pe alții să știe că lucrul acesta este al nostru și că noi l-am adus, noi l-am dat. Dumnezeu din ce e al lui ne dă nouă și noi din ce ne-a dat îi dăm înapoi. Nu pentru că el are nevoie. Dumnezeu ar putea să facă o minune și ați observat cât e casieria de mare, camera aia din geamuri. Ar putea să fie atât de plină de bani încât să nu mai se poată intra înăuntru. Dar Dumnezeu nu are nevoie să facă această minune, dacă ar avea nevoie ar face-o, ci El pur și simplu lucrează împreună cu noi. Și generozitatea Lui este un model pentru generozitatea noastră. Și dragostea și grija Lui devin un model pentru grija și implicarea noastră. Lucrurile Lui Dumnezeu care merg de la o persoană la alta, ne sunt încredințate nouă în administrare și noi trebuie să avem atâta loialitate și omenie încât să facem diferență între ce este al nostru și ce este al Domnului. Nu întotdeauna procedăm după Scriptură, uneori alegem tradiția că ea este mai convenabilă, dar dumneavoastră știți că tradițiile sunt de multe feluri și ele nu vin de la Dumnezeu. Ele sunt obiceiuri formate de oameni prin repetiție. Oamenii au repetat un comportament până când s-a instalat într-o tradiție. Și copiii copiilor lor n-au mai făcut diferența între obiceiuri omenești și porunci divine. Și pur și simplu le-au împlinit repetându-le din respect pentru străbunilor, pentru comunitatea din care au venit, pentru biserică. Dragii mei, desăvârșirea vieții spirituale are două bariere serioase. Prima dintre ele, ne spune Scriptura, că este legată de felul în care ne gestionăm vorbirea. Dumneavoastră știți Iacov, capitolul 3, versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire,
este desăvârșit. Dar dacă greșește în vorbire, nu mai e desăvârșit, e doar aproape desăvârșit. Sunt unii oameni care păcătuiesc mult cu gura, mult. Sunt fără frâu, fără discernământ. Vorbește gura singură și ei sunt acolo, dar nu sunt acolo, doar aparatul de vorbit e acolo. N-au discernământ, n-au echilibru, n-au respect față de Dumnezeu, față de oameni și nici față de ei. Dar Scriptura ne lasă să înțelegem că în legătură cu păcatul vorbirii, toți oamenii păcătuiesc. Și dacă chiar sunt puțini oameni care nu păcătuiesc, ei ajung desăvârșiți, că reușesc ce nu reușesc cei mai mulți. Calitatea vorbirii este unul dintre cele mai admirabile lucruri pe care un om le poate face. Însă, nu doar calitatea vorbirii, Scriptura ne vorbește și despre altceva. Administrarea banilor și dărnicia generoasă. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, dacă vrei să fii desăvârșit, tinere, du-te și vinde tot ce ai. De la săraci, scapă de povara asta și vino și urmează-mi. În afară de aceste două lucruri, în mod explicit, în Scriptură, nu se vorbește despre o altă excelență decât despre gestionarea vorbirii, lucru care nu este deloc ușor, și gestionarea dărniciei, lucru care nu este deloc ușor. La capitolul dărnicie există un obicei și o poruncă. Obiceiul este să fim atinși emoționali și ca o reacție la emoția stârnită să facem o donație uneori foarte generoasă. Dar nu facem asta în mod constant, ci facem numai atunci când cineva ne aduce aminte că e nevoie. Dați-mi voie să devin foarte practic, chiar dacă practicalitatea este mai puțin, e puțin mai complicat să fie și spusă și auzită. Întreb, la noi acasă este vreo lună în care nu trebuie să ne plătim curentul electric? Apa, gunoiul, gazul, payments-ii, insurance-ul și lista lungă până la peretele ăla? Este vreo lună în care nu trebuie să plătim lucrurile astea? Nu. Trebuie să ne aducă aminte cineva că trebuie să le plătim, trebuie să facă cineva o reclamă? Nu. Deci în casa în care eu stau, că-i bloc, că-i casă, că-i a mea, că-i închiriată, n-are nicio importanță. Eu am niște cheltuieli numite curente. Cheltuieli curente înseamnă cheltuieli lunare. Cum vine luna, hop și curent, și cheltuielile. Nu poate să vină o lună fără cheltuieli. Ei, casa asta e mult mai mare decât casa în care stăm noi. Cantitatea de apă, de gaz și așa mai departe, de curent electric care se consumă aici, este mult mai mare. Să nu mai vorbesc de două lucruri care s-au întâmplat în ultimul timp. Unu, s-au dublat prețurile. Când spun s-au dublat, nu vorbesc ca un contabil la... Nu, ci vorbesc așa, pur și simplu. Și doi, s-au dublat proiectele pe care le facem în biserică. Întrebare, câte procente suntem responsabili de casa de pe strada Michael Court în cazul meu și casa de pe Caldwell în cazul nostru? Dacă am pune problema așa, nu am reacționa în mod pompieristic la niște chemări care ne impresionează și spune, nu, vreau să fac și eu parte din treaba asta. De ce spun lucrul ăsta? Îl spun pentru că gestionarea vorbirii și a banilor, nu vorbesc despre majoritatea vieții, ci vorbesc despre excelența vieții, despre atingerea desăvârșirii. Asta spune Dumnezeu în carte. Adevărul este că banii sunt, indiferent că recunoaștem sau nu, cel mai important lucru pentru noi. Ca și Pablo, noi spunem că Dumnezeu este cel mai important lucru pentru noi. Pocăința este cea mai importantă pentru noi. Mult, și s-ar putea noi să credem treaba asta, dar asta nu înseamnă neapărat că are o acoperire practică, autentică în viața noastră. Dar am să vă dau câteva exemple. Acan a fost
un soldat jumătate, un viteaz. Dar a avut o problemă și a murit pentru această problemă. Și el și toată familia lui. A avut o problemă. Erau două orașe pe care urmau să le cucerească. Ai și Ierihon. Dumnezeu a spus, de la Ai nu luați nimic. Lăsați tot acolo. De la următoarea, ultima, luați. De ce credeți că n-au luat de aici? Ca să nu-și piardă pasiunea pentru dincolo. Orice face Dumnezeu în spate, există o rațiune pe care nu întotdeauna o înțelegem. Și bietul n-a putut să se abțină. Probabil că o fi avut o soție care i-a zis, bă, omule, mă, bă, văd nevestele la ceilalți soldați, că au tot felul de bijuri, mă, omule, mă, tu nu pui mâna pe nimic. Ce pune, mă, și tu mâna pe ceva? Eu nu știu, mă, așa în scene și eu să zic ceva în seara asta. Dar important este că omul a pus mâna. Marea lui problemă este că a pus mâna împotriva legii. Și de lege, dacă nu ești pedepsit astăzi, vei fi pedepsit cândva. Pentru că Dumnezeu nu-i coruptibil. El e drept și în dreptatea lui, cine calcă, trebuie să plătească. Și omul ăsta a murit. Faraon a ținut prizonieri evrei. Știți de ce i-a ținut prizonieri? Pe oameni dragi, erau 2-3 milioane de oameni care munceau gratis. Erau robi. Nu-i plăteau. Îi bătea ca pe animale, constrângându-i să muncească cât mai mult pe degeaba. Cum să dai drumul la o forță de muncă gratuită așa de mare? La mijloc a fost problema banilor. A fost comercializarea sclavilor. Gehazi, ce a trebuit lui că o ducea bine lângă stăpânul lui, lângă Elisei? Dom'le, nu s-a lăsat până n-a pus mâna pe banii capitanului. Dar nu pe banii capitanului a pus mâna, a pus mâna pe lepră și n-a mai scăpat de ea. Balaam a încercat să fie corect, s-a ținut săracul cât a putut. Și până la urmă a cedat. S-a dus, l-a întrebat o dată pe Dumnezeu, l-a întrebat de două, l-a întrebat de trei, de ce? Spera că s-a răzgândit. Tânărul bogat. Țineți minte că a plecat fără să-și rezolve problema, doar din motivul ăsta. Oamenii ăștia n-au fost neapărat niște oameni destrăbălați. N-au fost niște oameni răi, au fost oameni ca noi. Dar banii sunt un stăpân aspru. Pentru că ei ne creează oportunități și drepturi pe care nu le putem avea niciodată în absența lor. Poți să te urci în avion dacă nu-ți cumperi un tichet? Nu, te duci cu ce ai, cu bicicleta, cu mașina, pe jos. Văduva săracă, de ce a fost apreciată? Datorită banilor. De data asta nu că i-a primit, ci că i-a dat. Zacheu, jumătate din averea mea, dau înapoi de 4 ori de la cine am luat pe nedrept. Observați, banii au fost problema. Iuda și-a vândut stăpânul. Știți pentru ce? Pentru bani. Banii sunt un stăpân foarte persuasiv. Banii devin un vis pentru noi toți. Noi toți avem nevoie de bani. Însă cei mai mulți oameni idolatrizează banii și iubesc banii. Fără bani nu avem pâine, nu avem benzină, nu avem haine, nu avem acces la nimic. Asta nu e partea păcătoasă, asta este partea utilă a banilor. Dar este o parte păcătoasă a banilor. Când îi folosim pentru a deveni importanți, îi folosim pentru a ne atinge interese neatinse fără ajutorul banilor. Și lista poate continua, dar nu este scopul meu să vorbesc despre acest aspect al banilor. Femeia cu scurgere de sânge a venit la Mântuitorul să fie vindecată, știți când? După ce a cheltuit toți banii. Când a mai avut bani, a mai avut dreptul să încerce. Dar când nu mai ai, v-am mai spus eu odată, că n-am să uit până mă cheamă Domnul acasă, când m-am uitat după o coră, un 25 de bani de la biserică să mă duc acasă, îmi trebuia un bilet de 1,50 lei pe vremea lui Ceaușescu. Și aveam numai 1,25 lei. Și uneori mai vedeam câte o monedă prin stația de autobuz. Și am mers 6 sau 7 stații de autobuz uitându-mă după
o monedă de 25 de bani și n-am găsit. Atât de umilitoare mi s-a părut chestia asta, nu neapărat că am mers pe jos, dar faptul că am ajuns să mă uit după 25 de bani și n-am reușit să-i obțin. A fost destul de complicat să accept că nu sunt în stare nici să fac rost de 25 de bani într-un anumit moment în viață. Putem să ne uităm la Anania și Safira, niște oameni apreciați și-au vândut casa ca să doneze banii Domnului. Și s-au înțeles amândoi, mă, hai totuși să oprim o sumă din ei, dar nu spunem apostolilor că am oprit. Lăsăm să se înțeleagă că ăștia au fost toți banii. Ăsta a fost păcatul lor, nu că și-au oprit, că opreau din banii lor. Putea să-i oprească pe toți. Dar păcatul lor au vrut să pară ceea ce nu erau, adică au mințit. Și mă veți întreba, pentru o minciună? Păi, dar dumneavoastră știți că scrie în Biblie, nu? Nu trebuie să confirm eu că pentru o minciună. Nu pentru o minciună, pentru idolatrie. Minciuna este doar afișul, la vedere, dar în spatele lui e idolatrie. Când Dumnezeu a așezat rânduielile divine prin descoperirea pe care i-a dat-o lui Moise, el a arătat că în legătură cu închinarea câteva lucruri sunt importante și indispensabile. Un loc de închinare unde să se manifeste slujba. Un loc de închinare. Stejarii lui Mamre și multe alte locuri unde Avram a ridicat un altar, cortul întâlnirii, templu, sinagoga, biserica, toate acestea sunt locuri care sunt ale tuturor oamenilor care se închină acolo și ale nimănui. Nu este așa că ne simțim mai responsabili să plătim curentul la noi acasă decât curentul la biserică? Nu, rolul întrebărilor acestora este ca eu să vă spun că noi trebuie să plătim curentul aici. Că noi toți ne luminăm de la farurile astea, de la becurile astea. E treaba noastră, e o chestie de omenie, de responsabilitate, e o chestie de demnitate, e un examen de onoare. Nu trebuie cineva să predice ca să plătim asta acasă și nici ca să plătim asta aici. Există un loc de închinare care trebuie întreținut, curățat, să fie primitor, să fie frumos. Noi avem un astfel de loc. E foarte mare, are foarte multe facilități. Toți oamenii care trec pe aici spun, mă, Dumnezeu v-a dat un mare har. Și ei au dreptate. Dar știți că un om după ce are un lucru nu-l mai prețuiește. Îl prețuiesc cei ce nu-l au. Și noi l-am prețuit mai mult înainte să-l avem. Acum doar îl folosim. Nu confundați prețuirea cu folosirea. Apoi, slujitori închinați Domnului. Slujitori închinați Domnului. Care să nu mai aibă alte slujbe pământești. Pentru că orice creștin trebuie să facă ceva pentru împărăție. Noi avem mai mulți pastori în biserică, ei au serviciu, pleacă de dimineață de acasă, se duc la lucrul lor, vin la 4, la 5, la 6, la 7, în funcție de situație și sunt frânți de oboseală. Mai ales păstorii, mai ales asistenții. Dar, indiferent cum este, ei vin. Sunt prezenți marți la biserică? Da. Sunt prezenți ca și cum n-ar avea serviciu? Sunt prezenți joia? Da. Sunt prezenți la toate conferințele și la toate întâlnirile? Da. Sunt prezenți la toate programele de duminică? Da. Întreb, cum reușesc oamenii ăștia să fie full-time în serviciul lor și să fie atât de prezenți aici? Se cade un pic de admirație, de recunoștință, de mulțumire? Ei bine, orice ar face ei, ei trebuie să se ducă la muncă, pentru că așa e viața lor organizată. Însă eu, spre exemplu, eu nu mă duc la un alt serviciu. Eu, în afară de pastorație, eu nu mai fac nimic. Eu nu pot să spun nu pot să vin. Indiferent că e ziua sau noaptea. Eu nu pot să spun, acum sunt la serviciu, nu pot. Pentru că ăsta este serviciul meu. Ei, întotdeauna în casa lui Dumnezeu au existat oameni care au fost consacrați pentru treaba asta și ei nu au mai avut obligații pentru care să-și câștige existența. Și la templu, și la cortul întâlnirii a fost așa, și la templu a fost așa, și în biserică este așa. Pentru că altfel, nu mai gândiți-vă la următorul lucru. La un pastor care are un coleg în biserică și amândoi lucrează undeva, în construcții sau, mă rog, sunt ingineri undeva. Și amândoi lucrează de la 9 la 5 sau la 6.
Și la 6 amândoi pleacă de la serviciu. Sau nu, nu, nu. Ei sunt slujitori amândoi în biserică, dar unul este plătit de biserică ca să facă serviciu aici, cum sunt eu, și unul este, cum e unul dintre păstorii asistenți, care este la lucru. E bine, când omul ăsta vine la biserică, el vine împreună cu colegul lui. Colegul lui nu-i pastor. Unde se așează colegul lui la biserică? Undeva, pe scaun. Trebuie să facă ceva? Nu. Ce trebuie el să facă? Nimic. Pur și simplu nimic. N-are nicio... Adică nu-i stă în minte, acum trebuie să spun asta, acum trebuie să fac asta, mă gândesc cum o spun, cum o fac, cum e mai bine, când e mai bine. Dar omul ăsta care a venit de la 5 cu colegul lui, el vine aici, el ce spune? Cam amândoi au fost acasă, au mâncat, unul s-a dus în bancă, unul aici. Când își pregătește el predica? Ce ascultă colegul lui din bancă? Păi îl ascultă pe el când vorbește, dar el când și-a pregătit predica? Noaptea doarme și ziua muncește. Ce vreau să fac? Vreau doar să spun cum putem ajunge la excelență, cum putem deveni cât mai utili, cât mai performanți în ce facem și cum putem să ne organizăm în așa fel încât să ne folosim oportunitățile pentru ca să lăsăm ceva în urmă. Că dacă nu știm să gândim, nu știm nici să lucrăm, că lucru e produsul gândirii. Oameni dragi, dar nu numai casă de rugăciune și slujitori închinați. Au fost mijloace necesare pentru accesarea slujbelor. Dacă vorbim de timpul preoției, dumneavoastră știți că erau o grămadă de lucruri. Oamenii ăștia le strângeau, le duceau în mână, pe spate, în brațe, le duceau în toate felurile. Leviții au fost niște cărăuși, făceau niște slujbe foarte grele, foarte complicate. Nu se poate fără aceste accesorii. Ce facem dacă nu avem uneltele pentru cina Domnului sau vasele pentru cina Domnului? Probabil că e mai corect decât unelte. Ce facem dacă nu avem mașină de zăpadă, nu avem, eu mai știu ce să zic, tot ce avem noi aici? Stație, orgă, sistem de sunet, toate astea. Ei, astea sunt accesorii. Avem clădirea, dar în afară de clădire trebuie o grămadă de accesorii. Ei, tot timpul au existat accesoriile acestea, excepție făcând când biserica a fost scoasă în ilegalitate. Se adunau în peșteri, în pădure, într-un lan de porumb, n-aveau nevoie de sunet, dimpotrivă. Bunicii ne spuneau că puneau pernele în geam să nu se audă. Eu așa îi fac semne de acolo fratelui că nu auzim. Ei încercau să nu se audă, că venea Domnul împuternicit și dacă îi vedea, îi trimitea departe de casă. Toate lucrurile acestea fac parte din fenomenul acesta numit finanțele bisericii. Dumneavoastră știți că biserica este singura instituție de pe fața pământului care nu produce ceva. O vulcanizare. Produce bani, face, repară penele la oameni, le schimbă cauciucurile. Produce. O fabrică de biscuiți. Produce, vinde biscuiții pe care i-a produs. Dar biserica este o companie care nu produce nimic prin ea însăși. Noi nu facem ceva ce trebuie vândut. Nu ne vindem predicile, nu ne vindem muzica. Lucrurile astea le facem în numele Domnului. Dar noi însă avem o grămadă de cheltuieli. Să nu vorbesc de proiectele mari, multe și îndrăznețe pe care le avem. Ei, toate acestea pun o presiune financiară pe noi, membrii trupului lui Hristos, numiți Biserica Betania. La fel e Biserica Elim, Biserica Filadelfia și toate bisericile de pe fața pământului. Oameni dragi, pentru aceste lucruri cel puțin, trebuie uneori să avem o discuție ca aceasta, ca să mai conștientizăm, să ne mai gândim la lucrul acesta. Dacă eu nu plătesc curentul acasă, e problemă, dar la fel de problemă e și aici. La fel de problemă. Că pe cei de la Comed nu interesează că e Biserica Betania sau familia Cutare. Păi nu-l interesează. Ai consumat curentul, te rog frumos să-mi dai banii. De aceea observați că Dumnezeu vorbește mult despre bani în Scriptură. Închei cu această afirmație. De multe ori predicatorii spun de la amvon că în Biblie se vorbește mai mult de bani decât de multe alte subiecte pe care noi le îndrăgim. Pentru că așa cum acasă la noi, în dinamica vieții și familiei noastre, banii sunt un element pe care îl folosim tot timpul, ne lovim de ei, orică primim, orică dăm,
Orică economisim, orică risipim, orică investim, tot la fel, în biserică, banii sunt un lucru de care ne lovim toată ziua. Cum ne mișcăm costă? Cum ne mișcăm costă? S-a ars becul ăsta. Administratorul pune, dar trebuie să-l cumpere înainte să-l pună. De aceea Scriptura vorbește despre bani cum vorbește despre rugăciune, despre post, despre manifestarea darurilor și despre multe alte lucruri. Din motivul acesta, Pavel se duce la biserica din Macedonia, formată din niște oameni săraci, și spune: am o mare admirație față de voi, că nici nu pot să înțeleg de unde ați reușit să scoateți o sumă așa de mare de bani. Și pentru că îi cunoștea, a spus: mai întâi v-ați dat pe voi, ați fost pasionați în mod aproape exagerat. Numai această pasiune incredibilă v-a pus în situația să dați poate o mare parte din ce aveați și să strângeți cureaua pentru voi ca să puteți da mai mult pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru frații. Frații mei dragi, eu nu n-am mai vorbit probabil de vreo 10 ani despre subiectul acesta și îmi pare rău că n-am mai vorbit. Pentru că așa cum se cade să repetăm, să vorbim de nașterea din nou, de sfințenie, de Duhul Sfânt și de toate celelalte lucruri, trebuie să vorbim și de lucrul acesta. Nu pentru că ne face plăcere, pentru că trebuie, când trebuie. Nu mai interesează pe nimeni dacă îți face plăcere sau nu. Aș vrea să stăm înaintea Domnului cu responsabilitate, că El ne cunoaște inima. Și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru a fi cinstiți financiar cu Dumnezeu, cu noi, cu familia, pentru a cere de la Dumnezeu sănătate, pentru a implora pe Dumnezeu să ne dea un duh de administrație înțeleaptă și de asemenea să selectăm lucrurile pe care le putem face, că nu le putem face noi pe toate, sunt o grămadă de nevoi, nu suntem noi chemați să hrănim toată lumea, dar suntem chemați să hrănim și noi câțiva din toată lumea. Haideți să ne rugăm, frați și surorii.